Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, iată-ne că am ajuns și la ultimul eveniment la standul editurii Herald. Azi duminică 2 iunie, în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest. Ce este Tantra și cele 10 mari căi de cunoaștere a lui Dumnezeu? Un eveniment prilejuit de apariția în colecția Tantra a lucrării Dasha Mahavidya, cele 10 mari puteri cosmice, de Shankara Narayanan. Înainte de cărțile le aveți prezentate aici și înainte de a-i da cuvântul colegului meu, Mihai Liță, să povestească puțin despre colecția Tantra și despre cele două lucrări, Doctrina Vibrației de Marty Chikovsky și Arthur Avalon, Introducere în Sastra, Tantra Sastra, am să prezint și invitații noștri din această după-amiază. Este vorba despre Mona Lisa Teodorescu, psiholog, psihoterapeut de orientare analitică, Teofil Teodorescu, matematician, și colegul meu, Mihai Liță, coordonatorul colecției Tantra. Mihai? Sorin face ca întotdeauna surpriză. Nu știam că să vorbim despre cele două personale. Ok. Se face și în seamă. Deja colecția noastră Tantra are 3 lucrări. Se pregătește a patra, ca să anticipez. Cele două lucrări, lucrarea lui Marty Chikovsky este o lucrare clasică, ca și vaismul din Cașmir, și cu spanda. Este o lucrare foarte importantă și oarecum de început uneia dintre cei mai cunoscuți cărturari, pandit din sistemul Trica în prezent, în viață, Marty Chikovsky. Este fosta lui lucrare de doctorat, care acum a fost, atunci a fost transpusă într-o lucrare scrisă, într-o carte. Și discută despre această școală a vibrației inimii divine, care se numește Spanda. Este o lucrare puțin mai complicată, însă dă o imagine destul de precisă asupra multor concepte din șivaismul cașmirian. Cartea Introducere în Tantra Shastra este exact ce arată numele, este o introducere în sistemul tantric în care se analizează toate conceptele importante, inclusiv sistemul de practică. Acum este adevărat că Arthur Avalon este un clasic și că această lucrare este prefața la un text tantric destul de cunoscut numit Mahanirvana Tantra. Și el a dorit în această lucrare să introducă pe cititor, la vremea respectivă și mai puțin cultivat decât în ziua de azi, în tainele sistemului tantric. Ne descurcăm. Mihai, pentru că la cartea Dasha Mahavidya, cele 10 mari puteri cosmice, tu ai contribuit, bineînțeles, și cu o prefață, aș vrea să te întreb ce te-a determinat să faci aceasta, în special pentru această lucrare? Nu e neapărat pentru această lucrare, s-a petrecut așa pentru că am făcut o încercare, am vorbit cu un coleg al nostru, care îl cunoști, și care mi-a mărturisit că el nu știe nimic despre tantra. Atunci am scris această prefață cu gândul la el.
cu gândul la un om sensibil și cultivat, dar care nu știe nimic despre tantra. Am încercat în câteva pagini să explic ce este, nu cred că am insistat foarte tare și nu o să insist în spiritul păcii nici azi, ci cu ce nu este tantra, și așa s-a născut această prefață. Și cam asta e povestea. Mulțumim, Mihailiță. Mona Lisa, tu ești psiholog, pasionată de tot ce înseamnă India și cultura indiană de yoga. Și recent, dacă nu mă înșel, în urmă cu aproximativ o lună de zile, te-ai întors din India, într-o călătorie în India, care a durat aproape o lună. Toate acestea îngăduie ceea ce s-ar numi o abordare interdisciplinară și multidimensională a subiectului nostru despre care noi povestim azi. Cum se integrează această temă, cele 10 mari puteri cosmice, ale cunoașterii divine, în acest peisaj multicolor al Indiei? Să mă obișnuiesc un pic cu microfonul. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Și cum se integrează această carte? Este o carte care, cel puțin pentru publicul nostru cititor, este o provocare, în principal toată această colecție legată de tantra, dar în același timp ea ne familiarizează, în special pe cei care sunt preocupați să înțeleagă fundamentele spiritualității tantrice, dincolo de prejudecăți și aparențe. În India se integrează foarte bine această lucrare pentru că între ceea ce se cheamă aspectul transcendent și, cum foarte frumos a descris Mihai în prefață, relația cu creația. Și Mihai în prefață folosește o analogie foarte frumoasă între soare și aceste divinități care sunt raze prin care poți accede la această cunoaștere, la această lumină divină, soarele ca și conștiință, ca și lumină primordială și aceste aspecte ale femininului care se relevă în creație și care sunt o modalitate de cunoaștere. Pentru spațiul indian este ceva familiar, este mai puțin familiar pentru noi și aici vine recomandarea pentru cei care vor să se familiarizeze de a citi cartea și a se pune de a se familiariza cu conceptele. Ține de însăși esența lor, pentru că toate aceste divinități sunt modalități de adorare, sunt modalități de cunoaștere. Nu întâmplător se numește Dasha Mahavidya, adică sunt cele 10 reprezentări ale divinului, fațete ale femininului, cele 10 puteri cosmice, prin care omul poate ajunge la acea realitate unică. Asta, cartea se poate recomanda și ca aspect de familiarizare cu partea teoretică, dar în carte sunt predate și modalități practice pentru cei care vor, să meargă mai departe, dar la fel cum spunea Mihai în prefață, această parte practică nu poate fi făcută în absența unei inițieri. E foarte bine să fie făcută pentru că te poți confrunta cu aspecte mai puțin plăcute. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Pentru că noi am mai
vorbit despre acest subiect. Este o carte unde, pe lângă partea, să spunem, conceptuală, așa cum bine ai menționat puțin mai devreme, apare, să-i spunem, și latura practică, în care aceste concepte sunt foarte bine descrise. Este o carte atât pentru cei pasionați de, cultura indiană, este o carte ușor de citit, pentru că noi când am discutat și am ales și câteva pasaje pe care le-am explicat, hai să le spunem mici capitolașe, erau lucruri foarte ușor de înțeles. Pentru cei care sunt pasionați de domeniu și care sunt un pic familiarizați cu terminologia, poate fi o carte ușor de citit. Pentru cei care o citește prima dată, nu este o carte chiar atât de accesibilă. Trebuie să ai un pic cunoștințe preliminare, ce ar fi tantra, ce înseamnă aceste reprezentări ale divinului sub forma femininului, care este raportul între transcendență și imanență. Dar în principiu, pentru, repet, pentru cine este pasionat, nu este greu de citit. E o carte frumos scrisă și curge. E o carte plăcută. Mulțumim, Mona Lisa. Teofil, aș vrea să lărgim puțin cadrul, spectrul conceptual al subiectului nostru, plasând această importantă învățătură, Dasha Mahavidya, în contextul sistemului spiritual tantric, și să și explicăm faptul că poate pentru, să spunem, pentru cititorul occidental, usual, omul contemporan occidental, tantra înseamnă mult mai mult decât ce pare ea la prima vedere, fără a cădea în derizoriu și a-i se da alte conotații decât ceea ce este ea efectiv din punct de vedere spiritual. Unde se poziționează ea în marele tot al căilor Indiei? Aș începe prin a spune că, în primul rând, tot ce ține de învățătura tantrică aici, în Occident, este realitate un mister. Practic, occidentalii au ajuns să atingă așa doar cu degetul suprafața apei în această privință. În general, în Occident au ajuns astfel de cărți de popularizare. Din ele, totuși, ne putem da seama că, în ciuda anumitor preconcepții, anumitor, cum să spun eu, idei degradante care țin de mentalitatea occidentală cu privire la tantra, cel puțin această serie de cărți demonstrează pentru omul inteligent și cu bun simț că este vorba, în realitate, despre un sistem filozofic, metafizic, teologic extrem de complex, care pe alocuri chiar depășește concepțiile noastre dogmatice de orientare creștină. Asta ca să plasăm în contextul mare. Cu alte cuvinte, noi descoperim abia despre ce e vorba cu această tantra. În ce privește pe indieni, ei sunt într-o situație paradoxală. Ei sunt exact cultura și tradiția care a dat naștere acestor învățători. Și cu toate acestea, în decursul secolelor, s-a instalat un gen de puritanism și la ei, care îi face să aibă cumva tantra la periferia culturilor. Pentru că tantra tratează aspecte ale conștiinței și ale ființei umane care depășesc spectrul îngust al preocupărilor religioase în general. De altfel, tantra este o
învățătură care, dincolo de aparențe, necesită îndrumare directă și ne amăgim dacă ne imaginăm că citim trei cărți și mergem la trei cursuri și a rezolvat problema. E o tradiție în sine care implică selecția oamenilor, testarea lor, se desfășoară în timp, durează până când ești acceptat și până când îți dai măsura posibilităților ca să intri pe această cale. Revenind la întrebare, în contextul tradiției și culturii indiene, deși e marginală la modul la care oamenii o înțeleg, tantra este vârful de lance al tradiției și culturii indiene. Este culmea învățăturilor din care au luat naștere în spațiul indian. Pe scurt, mulțumim, Teofil. Mona Lisa, aș vrea să vorbim despre aspectul viață-moarte în cultura indiană și să ne povestești, pentru că este prezentat într-un capitol și în carte, în Dasha Mahavidya, despre Kali. Și este un spectacol absolut fascinant, dar are o natură
naturalețe și un firesc. Nu sunt bocetele cum sunt la noi în țară, nu este tot acest dramatism. E ca o reintegrare în ciclul naturii. Sunt incinerați, rămășițele sunt aruncate în Gange și nici pe departe nu este adevărat mitul ăsta că apa este foarte murdară. Da, sunt zone în care apa este murdară, dar paradoxal, cu toate că sunt aruncate resturile, cenușa celor care sunt incinerați acolo, Gangele este curat. Pentru că acest concept al karmei și al reîncarnării și al transcenderii condiției, pentru ei aspectul legat de moarte este mult mai firesc decât la noi. Aici cred că se poate discuta mult că sunt diferențe de abordare, diferențe de, nu știu, partea asta spirituală și teoretică. Ei încă își păstrează, e totul foarte viu acolo, dacă putem vorbi așa, sunt incinerați cu patru tipuri de lemn, dintre care cel mai scump lemn este lemnul de ud sau de santal. Pentru cineva care vine din afară, aspectul poate să fie așa un pic terifiant, să vezi cadavre, dar la ei este o solemnitate și demnitate a morții, în sensul că în jurul cadavrelor care ard sunt membrii familiei și au un anume ritual, cum este și la noi ritualul legat de înmormântare. Sunt rași în cap și timp de 10 zile, din cât am înțeles de acolo, de la cineva, trebuie să stau într-un proces de meditație și de, nu știu cum să zic, rugăciune pentru sufletul celui care tocmai este incinerat. Sunt îmbrăcați într-o pânză albă. La început se pune focul pe tot trupul, dar după aceea întreținerea focului se face numai cu lemne puse la picioare. Și nu sunt incinerați copii și femeile însărcinate și persoanele mușcate de șarpe, din câte știu eu. Este pentru cine are deschiderea de care vorbeam și la început, este foarte frumos raportul ăsta imanent versus transcendent. Acolo este foarte ușor, fără să faci nimic, este foarte ușor să să te reculegi și să fii undeva în interioritate și în intimitatea ființei tale. Mulțumesc, Mona Lisa. Mihai, bineînțeles că într-o întâlnire atât de scurtă rămân, firește, multe întrebări de pus, însă una pare de interes general. Pentru cititorul român, la ce folosește până la urmă studiul Tantra și al acestei învățături Dasha Mahavidya? O să mai spun și eu câteva cuvinte înainte despre, de fapt, despre ce vorbim, adică despre această carte. Să explicăm, poate nu toată lumea știe ce este Dasha Mahavidya și ce este sistemul tantric în general. Tantra, am mai spus-o și la celelalte lansări, este una dintre puținele căi afirmative de pe planeta noastră. Afirmativă în sensul că nu refuză viața, ci o acceptă sub toate aspectele ei. Curentul mainstream-ul indian, brahmanic, este orientat foarte mult către acea rostire celebră, neti, neti. Eu nu sunt nici aceasta, nici aceasta. Una din culminații este învățătura lui Ramana Maharishi și Tata Advaita Vedanta. Tantra se plasează într-o poziție nu opusă, ci complementară, în care spune totul este divin, iti, iti, și aceasta, și aceasta. Și din această perspectivă nu refuză nimic. Acum, între a nu refuza nimic și dezmăți, este o foarte mare diferență și trebuie făcute
deosebirile necesare. Tantra s-a bucurat, ghilimelele de rigoare, în Occident, de niște abuzuri. Se pare că noi occidentalii avem o comprehensiune mai mare către aspectele extreme. În realitate, în tantra, aspectele extreme, numite Vama Chara, nu au importanță atât de mare, iar în societatea indiană, spun asta discutând cu anumiți swami, deci cu oameni avizați, ele sunt oarecum marginale, așa cum s-a mai spus aici, e văzut acest sistem extrem puțin circumspect. Circumspecția nu se datorează invalidării lui, ci faptului că există un cuvânt despre care se vorbește foarte rar și nu prea se cunoaște, care este adhikara. Adhikara înseamnă calificarea pentru o anumită practică tantrică. Pentru aceste lucruri extreme despre care știe lumea, sexualitatea nu e singurul, există și o comprehensiune pentru aspectele legate de kali, de aspectele teribile. În paranteză fie spus, Varanasi este numit Mahashmashana, adică este marele cimitir și acolo vin din toată India să-și înmormânteze morții, pentru că se consideră holy ground, așa, teren sfânt. Și într-adevăr este protejat de anumite zeități, de anumite aspecte divine teribile, dar ele nu sunt singurele aspecte. În tradiția tantrică există două clase de zeități, pentru că ei personifică, din anumite motive, nu putem detalia acum, energiile care emană din soarele despre care, din centrul soarelui despre care se vorbea, le personifică, inclusiv iconografic. În felul ăsta sunt mai ușor de înțeles, pe de o parte, și pe de altă parte trezesc anumite arhetipuri, să vorbim în limbaj așa, psihologic, din interiorul ființei umane, care sunt adesea pierdute. Noi trăim o viață foarte convențională, nu prea ne ducem către extrem. Și atunci aceste arhetipuri nu sunt activate, ele fiind conținătoarea unor energii uriașe. Numai că trebuie să existe anumită calificare și, bineînțeles, o anumită inițiere. Pentru că un alt termen foarte important în tradiția tantrică, și în felul ăsta pot anticipa și a patra lucrare a colecției, care se numește Tantra Iluminată, al lui Christopher Wallis, acolo se vorbește despre cele nouă Sampradaya. Sampradaya înseamnă o linie de inițiere, care provine la origine din divin, din Shiva, de obicei, nu numai, și apoi se transmite de la maestru la discipol, mai întâi prin niște maestri decorporalizați, adică nu neapărat ființe umane, și după aceea, pe ultima parte a acestui ciclu, de ființe umane. Astfel încât un tantric știe întotdeauna să răspundă la întrebarea ce zeitate adoră, cu ce tratat tantric este el în legătură, cu ce învățătură. Nu există fac tantra în general, întotdeauna practicantul tantric este asignat unui anumit tratat, pentru că primul sens al cuvântului tantra este de tratat tradițional. Și există destul de puține linii tantrice vii în ziua de azi, de exemplu, Shivaismul Kashmirian. E o discuție lungă dacă mai există autoritatea investiturii în acest sistem. E foarte complicată și nu o să o deschid acum. Deci cam asta este cu tantra. Și întrebarea care era? Sfârșit întrebării. La ce folosește? La ce folosește? Păi folosește exact acestui lucru. Suntem ființe aflate într-un moment de istorie spirituală foarte defavorabilă dintr-un punct de vedere, foarte favorabilă din altul, slabe, ca să zicem așa, destul de copleșiți de propriile noastre neputințe și lipsă de virtute. Și atunci s-a considerat că este de bun augur să existe un sistem în care, într-un mod inițial,
inițiatic să se poată da metode pentru ființe pentru care asceza se poate dovedi prea dificilă. Pe de altă parte este de spus că tantra este tot o asceză, dar din această perspectivă afirmativă. Adică nu există lipsă de control în tantra și întotdeauna trebuie să-ți pui întrebarea dacă ceea ce practici sau faci, faci ca să-ți gratulezi propria ta ființă limitată sau ca să gratulezi pe Dumnezeu, ca să-L venerezi pe Dumnezeu. Personal am cunoscut puține persoane care fac ultima acțiune, multe care fac pe prima. Aș mai duce o completare la ce a zis Mihai legat de carte. Cred că un prim beneficiu al cărții și din această perspectivă și înțelegerea sistemului tantric ar fi lectura și înțelegerea simbolurilor care sunt descrise în cadrul lucrării, pentru că ce m-a fascinat pe mine la această carte este raportul acesta între aspectele arhetipale de care vorbea mai devreme Mihai și modul în care aceste aspecte arhetipale, printr-o practică adecvată, pot deveni vii în ființa noastră. Legate și aspect la mai multe din aceste divinități. Pe lângă partea teribilă, partea de adorare, există și o cale, și o modalitate pașnică de adorare, adică pentru cei care vor să-și testeze limitele și să acceadă mai ușor la cunoaștere, pot să îmbrățișeze această cale de adorare a aspectului teribil, dar pentru persoana mai puțin curajoasă există aspectul mai pașnic, așa cum este numit în lucrare Shanta, aspectul de lumină. Pentru că tot am vorbit noi de Kali, ea este, și spunea Mihai că în Varanasi lume este numit Mahashmashana, marele cimitir. Este aspect pentru confruntarea cu partea asta teribilă de care spuneam puțin mai devreme. Ea este adorată sub două reprezentări, Dakshina Kali și Bhadra Kali. Dakshina Kali fiind aspectul de distrugere, care el este firesc în creație. Noi ne confruntăm, în orice moment ne confruntăm cu acest aspect al distrugerii, dar întotdeauna după distrugere începe viața. Este aspectul ce ține de creație. Și asta se vede, uitați-vă cum sunt la noi manifestările astea din ultima perioadă legate de climă și toată lumea se întreabă, domnule, dar de ce plouă, de ce așa, că se distrug culturile și așa mai departe. Probabil că există un sens, dar va veni și partea de lumină după toate, după partea asta de ploaie. Iar la nivel individual, Kali este puterea ce aduce transformarea și sălașul ei, și aici vă invit, dacă veți cumpăra cartea, să vă familiarizați cu aspectele simbolice. Sălașul ei este la baza coloanei, adică este acea energie potențială care este situată la baza coloanei vertebrale și în momentul în care ea este trezită, este ca un șarpe care își ridică capul și care poate ajuta la transcendere și la cunoaștere. Asta ce am spus eu este foarte sintetizat și foarte pe scurt. Aș completa câteva aspecte acum referitor la ce a zis Bona. Se vorbește așa cu niște concepte filozofice de extracție occidentală cu privire la realități care sunt dintr-un alt spațiu. Simbolismul acesta al tantrismului e complex, are un caracter universal, însă
E foarte important punctul de vedere și perspectiva din care privim aceste realități. Este bine ca fiecare dintre noi să fim atenți, să nu cădem pradă preconcepțiilor, prejudecăților care țin de cultura noastră și să privim ceea ce este acolo pe cât posibil în contextul propriu. De exemplu, privire la această distrugere de care vorbea Mona. Distrugerea aceasta nu e așa, n-are o natură cataclismică neapărat. Astea sunt aspecte extreme. Distrugerea este, de fapt, un fenomen care se petrece în fiecare clipă, în fiecare celulă, în fiecare organism, în întregul univers. Clipă de clipă se petrece chestiunea asta. Celulele mor, se nasc altele. Întotdeauna ceea ce este caduc și și-a împlinit menirea în creație ajunge la un sfârșit și lasă locul la o creație nouă. Asta e distrugerea, e un proces, un fenomen universal. Așa cum emanația este un proces universal. În fiecare clipă se creează ceva. Și în organism, și în lume, și peste tot. Lumea, creația, manifestarea se înnoiește clipă de clipă și moare clipă de clipă. Sunt două fenomene complementare. E necesar să ne lărgim orizontul conceptual, să abordăm o înțelegere mai puțin, cum se spune, defetistă și convențională. Tantra provoacă în această direcție. Asta e ce vreau să spun. Tantra provoacă în toate direcțiile. Este ușor de parcurs din punct de vedere practic acest sistem. Vreau să adaug o clasificare a sistemului tantric pe care am primit-o de la un swami cu care sunt în legătură și care spunea că din perspectiva sistemului lor, să zicem, monastic, deci oficial, tantra are trei diviziuni. Prima se numește Samaya Tantra, care, am să vă spun din punct de vedere practic ce face ea, se ocupă cu această corespondență care este celebră nu numai în tantra, ci în lumea inițierii, între univers și om, între sistemul energetic al omului și univers. Și lucrează în interiorul ființei umane cu acei, așa zis, binecunoscuți centri de forță, cu canalele energetice, cu suflurile subtile, realizând în principal practici meditative și interiorizând ritualul. Kaula, care de obicei e înțeleasă ca partea întunecată a tantrei, era definită de acest swami ca adorarea mamei divine și chiar atragea atenția că zeitățile feminine sunt mama divină în primul rând, deci nu iubita sau altceva, ci mama, și atragea atenția și asupra modului în care fiecare dintre noi se raportează la mamă. Unele atitudini nu se adecvează cu conceptul de mamă, ci cu alte concepte. Și, de asemenea, Kaula este foarte orientată către partea rituală. Deci sunt lungi ritualuri. Cred că un tantric, așa zis tantric occidental, ar fi înspăimântat de lungimea unui ritual tantric autentic, care conține, eu am asistat la unul care durează 4 ore și în care se rostesc probabil 1000 de mantra lungi, în care se fac tot felul de gesturi rituale în fața unei mandala. Ritualul era pentru început exterior. Deci există o întreagă procedură cu 16 puncte în care o zeitate este adorată și care se presupune că în finalul ei provoacă o transformare în ființa care chiar participă și, bineînțeles, atunci când ea este chiar cea care
care efectuează ritual. Deci aspectul acesta de ritual, inclusiv de divinizare a corpului, există un proces care se numește niasa, în care pe diverse puncte din corp, asociate cu realități universale, se așează anumite mantra. Corpul se încarcă și ființa respectivă devine ca un zeu, pentru că se îndumnezește, îndivinizează, nu știu cum să-i spun, pentru că există un principiu în tantra, în adevo, deva, arceaet, care înseamnă nu poți să adori un zeu decât dacă ești sau devii un zeu. Un muritor nu poate adora un zeu pentru că nu fac parte din aceeași lume. Și în final, al treia diviziune a tantrei este numită mishra, adică amestecată, cea în care ritualul exterior este amestecat cu practica internă. În sistemele de vârf, și cu asta închei ca să nu vă obosesc, acest ritual exterior este interiorizat. Deci tot ceea ce făcea în mod normal, gândiți-vă la o liturghie creștină și gândiți-vă cum ar arăta această liturghie creștină purtată în interiorul ființei tale. Răspunsul o să vi-l dau eu, se numește isihi. Trebuie să mă adaug eu ceva. Legat de acest ce spunea puțin mai devreme Mihai, de cântarea a 1000 de mantre, ce înseamnă ritualul propriu-zis. De exemplu, în India, probabil că asta este și fascinația acestei țări, nu ai timp să te plictisești, mai ales în orașele lor sfinte, cum este, de exemplu, Varanasi sau Rishikesh, pentru că acolo, începând de pe la 5 dimineața, încep să se audă mantre, tot legat de lucrare. În lucrare sunt redate și aceste aspecte ce țin de cult, ce țin de ritual, sunt date acele mantre, dar este o mantră sămânță și Mihai are dreptate spunând că cântă mantrele, de exemplu în Varanasi și în Rishikesh și încep ziua cu adorarea Gangelui. La ei este oraș sfânt, se cheamă Ganga Arti și încep tobe, cântări, nu știu cum să le zic, care sunt incantații, cum foarte bine zice Teofil, care sunt foarte frumoase. Foarte frumoase și chiar dacă tu nu știi mantrele, participi prin ceea ce se petrece acolo. Este această corespondență între mic și mare și este fascinant că auzi tot timpul, iar la ei templele pot fi temple mai bogate sau pot fi temple foarte simple. Nu sunt cum este la noi biserica și așa un dita mai spațiu, sunt mici, îți conferă intimitate, iar de exemplu în Varanasi, unde tot Varanasi este sub patronajul lui Kali, sunt două temple unde poate fi adorată Kali. Unul foarte micuț, unde nu poate intra decât o singură persoană și unul mai măricel, dar unde este așa un du-te vino, trebuie să te miști foarte rapid, pentru că indienii, ca și comportament ei, e ceva ce ține de firea lor, sunt devoționali în exterior. Acum, cine ajunge la o cunoaștere de sine mai bună și cine introiectează și interiorizează, este ca și la noi, cum mergi, care este demersul tău pe calea lăuntrică. Cam atât. Asta am vrut să completez, că ei cântă aceste mantre și sunt, e foarte frumos ritualul în sine. Este te duce în transcendența la un moment dat, într-o stare de, iar la un anume moment, tocmai pentru că tot crește acest ritm, este această stare de beatitudine. De beatitudine, eu sunt temple unde nu pot, nu au acces decât bărbații, dar pot să stai undeva mai la distanță și temple unde pot intra și femei. Și am sesizat asta la fiecare templu, la cele în care nu puteam intra, stăteam undeva pe scări și urmăream să văd ce simt, dar cele la care am intrat, am încercat
să particip un pic la ceea ce se cheamă ritualul lor. Evident că provenind dintr-o altă cultură, nu e chiar atât de simplu să, să îți dai voie exact cum fac ei. La ei este acest firesc și această naturaleță, dar pe ansamblu India este fascinantă și nu ai timp să te plictisești acolo. Da, un singur lucru. Eu mă opresc după aia, promit. Legat de mantra, care e important de spus, este un element important al întregii culturi indiene și al tantrei. Într-adevăr, mantra poate fi o rostire lungă care a fost revelată în Ilo Tempore și acum a căpătat putere. Ea trebuie încărcată cu eficiență de către un maestru competent și se transmite prin inițiere. Literele mantrei n-au nicio putere sau, în fine, minimă. Deci faptul că știi mantra respectivă nu îți conferă putere specială, iar dacă investitura, deci dacă linia care transmite nu are mantra virya sau nu face parte dintr-o sampradaya, la fel eficiența este redusă. Ceea ce vreau să spun de la același swami pe care pomeneam este că inițierea în mantra, în tradiția indiană, nu este atât de simplă cum credem noi. Se ajunge greu la acele mantra sămânță care sunt compuse din câteva litere, de obicei sunt monosilabice. Și cel mai adesea, mai întâi, adeptul primește un fel de rugăciune pe care o spune de, în general, cifra este 100.000, dar și mai uzual, dacă maestru e mai sever, este 100.000 ori numărul de silabe al mantrei. De exemplu, eu am primit o inițiere într-o mantra cu 15 silabe și, teoretic, purascharana, adică acest proces de repetare, ar fi trebuit să dureze 1.500.000 de repetări. Am fost iertat și mi s-au acceptat 108 repetări pe zi. După care urmează o mantra, la fel, tot lungă, în a doua etapă, în care sunt conținute și aceste semințe, aceste bija, dar sunt mai multe. Este mantra de care vorbeam. Și în fine, în final, după o lungă practică în speța acelei zeități, se primește acea mantra sămânță. Aceasta se leagă de cele trei nivele ale cuvântului, dar chiar nu ne mai oprim și atunci îi dau microfonul lui să... Mulțumim, Mihai Liță, și pentru că cei trei invitați ne-au făcut așa un soi de călătorie inițiatică în ceea ce înseamnă cultura și spiritualitatea indiană. Eveniment, cum spuneam, prilejuit de lansarea cărții Dasha Mahavidya, cele 10 mari puteri cosmice, de Shankara Narayanan. Eu aș vrea să vă mai fac în încheiere două invitații, pentru că vorbeam de cultura și de spiritualitatea indiană. Mâine, la sala Rapsodia de pe Lipscani, în cadrul festivalului Namaste India, unde editura Herald este partener, va avea loc un spectacol, un concert de muzică și dansuri sacre indiene și, de asemenea, începând deci mâine cu ora 19, iar sâmbătă, pe 8 iunie, vă așteptăm la Casa Universitarilor la un alt eveniment organizat de editura Herald și festivalul Namaste India, eveniment aflat sub patronajul, sub un altul patronaj al ambasadei Indiei la București, un eveniment începând cu ora 15.30 la Casa Universitarilor pe Dionisie Lupu, numărul 46, eveniment prilejuit de aniversarea 150 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi și, bineînțeles, prilejuit și de lansarea cărții O viață legendară, Mahatma Gandhi, O viață legendară, un volum apărut la editura Herald în colecția Autobiografia, un volum autobiografic scris de Romain Rolland. Deci, iată, săptămâna viitoare, două evenimente care au legătură cu ceea ce înseamnă cultura și spiritualitatea indiană. Și vă promitem că după ce lansăm și cartea lui Wallis, o să facem un eveniment tantra în librărie care va dura mai mult și o să putem să ne dezlănțuim.
Le mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri în această după-amiază, Mona Lisa Teodorescu, Teofil Teodorescu, colegul meu Mihai Liță, coordonatorul colecției Tantra. A fost evenimentul Ce este Tantra și cele 10 mari căi de cunoaștere a lui Dumnezeu, așa cum spuneam mai devreme, prilejuit de lansarea cărții Dasha Mahavidya, cele 10 mari puteri cosmice de Shankara Narayanan, volum apărut în această colecție, în colecția Tantra. Aici încheiem șirul de evenimente început de miercuri seara, prima zi de Bookfest, la standul editurii Herald. Vă invităm să achiziționați cărțile de la standul editurii Herald. Vă așteptăm, cum spunea și Mihai, la evenimentele noastre următoare din librării și din alte spații neconvenționale, acolo unde le vom organiza. Și vă dorim în continuare o duminică plăcută.